Premierul Marcel Ciolacu și-a început vizita oficială în Statele Unite ale Americii la Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington, acolo unde a comemorat duminică victimele genocidului din cel de-al doilea război mondial. Premierul Marcel Ciolacu și-a început vizita oficială în Statele Unite ale Americii la Muzeul Memorial al Holocaustului. El a încheiat turul muzeului în Sala Amintirii, un spațiu de reculegere unde a prins o candelă alături de membrii ai delegației sale oficiale. Marcel Ciolacu a semnat apoi în Cartea de Onoare a muzeului. Alături de delegația română s-au aflat ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Cavalec, și ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru. Ghidul delegației în Muzeul Memorial a fost directoarea instituției Sara Bloomfield. Ea i-a transmis premierului că România este considerată un lider în ceea ce privește amintirea istoriei Holocaustului. Mulțumesc foarte mult, a spus ea. Totodată a vorbit despre simbolistica muzeului, despre fractura în civilizația occidentală, în cel de-al doilea război mondial și despre cum a fost posibil ca niște oameni să facă așa ceva altor oameni, lucru care a început într-o țară precum Germania, cu o populație foarte educată, foarte evoluată, cu o constituție democratică, stat de drept, care a alunecat în genocid. Astfel, potrivit Sarei Bloomfield, muzeul vorbește despre rolul Americii în lume și despre toți oamenii cărora le pasă de viitorul libertății și demnității umane. Conform unui comunicat al guvernului, premierul va avea întrevederi cu mai mulți înalți oficiali americani. Astfel, la Departamentul de Stat al Americii, premierul se va întâlni cu secretarul de stat american Antony Blinken. De asemenea, șeful executivului va avea întrevederi cu secretarul apărării Lloyd Austin și cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii Jennifer Granholm. Un punct important al vizitei reprezintă întrevederile la New York cu Antonio Guterres, secretarul general al Națiunilor Unite, și cu Denis Frances, președintele Adunării Generale ONU. Programul vizitei va include întrevederi cu reprezentanții conducerii Comitetului pentru Forțe Americane din Camera Reprezentanților, Mike Rogers și Adam Smith, copreședinții Comitetului pentru Relații Externe din Senatul Statelor Unite ale Americii, senatorii Ben Cardin și James Risk, și cu copreședinții Grupului de Prietenie cu România din Camera Reprezentanților, Mike Turner și Eliza Slotkin, relatează știri pe surse.ro.